Cercetătorul australian Carl Kozelnicki crede că a elucidat misterul dispariților din Triunghiul Bermudelor. Teoria sa este validată inclusiv de Asociația Națională Oceanică și Atmosferică din Statele Unite. Peste 50 de nave și mai mult de 20 de avioane au dispărut în Triunghiul Bermudelor în ultimul secol. Fiecare dintre ele are o poveste fără sfârșit, ceea ce a dus la o mulțime de teorii ale conspirației cu privire la disparițiile din această zonă, delimitată aproximativ de Florida, Bermuda și Antilele Mari. Potrivit expertului australian, la mijloc n-ar fi niciun mister, iar disparițiile acestor nave și avioane sunt absolut normale, țin de probabilitatea ca în zona respectivă să aibă loc astfel de incidente. Probabilitatea de realizare a unui eveniment este egală cu raportul dintre numărul cazurilor favorabile realizării evenimentului și numărul tuturor cazurilor posibile. Dacă mă adugăm vremea critică și pilotarea îndoielnică avioanelor și bărcilor, nu există niciun motiv să credem în fenomenul misterios al Triunghiului Bermudelor, afirmă cercetătorul citat de Yahoo News. Asociația Națională Oceanică și Atmosferică din Statele Unite afirmă de altfel de ani de zile că nu există cu adevărat un mister al Triunghiului Bermudelor. De fapt, pierderea și dispariția navelor și avioanelor este un simplu fapt ce ține de probabilitate. Nu există nicio dovadă că disparițiile misterioase au loc cu o frecvență mai mare în Triunghiul Bermudelor decât în orice altă zonă mare și foarte circulată a oceanului, scria NOAA în 2010. Numărul de avioane și nave care dispar în Triunghiul Bermudelor este aceleași ca oriunde în lume, dacă calculăm în procente, au spus aceștia. NOAA spune că și considerentele de mediu pot explica majoritatea dispariților din Triunghiul Bermudelor, sublinind tendința curentului Golfului de a produce schimbări violente ale vremii, numărul de insule din Marea Caraibelor care încurcă navigația și dovezile care sugerează că Triunghiul Bermudelor ar putea face ca o busolă magnetică să o ia razna, un fenomen explicabil. Marina americană și paza de coastă susțin că nu există explicații supranaturale pentru dezastrele de pe mare, precizează NOAA. Experiența lor sugerează că forțele combinate ale naturii și eroarea umană depășesc chiar și cele mai incredibile ficțiuni. Una dintre cele 7 minuni ale lumii moderne și un sit al patrimoniului mondial UNESCO, vechiul oraș Maiaș, cunoscut sub numele de Chichen Itza, ascunde o istorie plină de mistere. Unul dintre cele mai importante semne de întrebare este legat de fondatorii acestui oraș. Legendele locale asociază înființarea celebrului oraș templu cu vrăjitorii apelor, niște ființe supranaturale care au coborât din cer. Erau extraterestri. Pe cât de mult orașul antic observat din peninsula Yucatan din Mexic atrage turiști de aproape și de departe, Chichen Itza este de asemenea un sit arheologic care continuă să facă obiectul unor cercetări istorice extinse. Potrivit experților, fondatorii lui Chichen Itza au fost un popor maiaș antic cunoscut sub numele de Itza. Aceștia erau un grup etnic care a câștigat puterea în peninsula Yucatan încă din perioada preclasică, între 1500 și 300 după Hristos. În timp ce relatările variază cu privire la data exactă la care o societate s-a stabilit aici, consensul general plasează fundațiile sale în perioada cuprinsă între începutul și sfârșitul anilor 400 după Hristos. Acești prim coloniști au stabilit un stil arhitectural cunoscut sub numele de Puc, numit după dealurile din zona înconjurătoare. Clădirile lor au fost proiectate pentru a fi orientate spre o piață ceremonială și construite din piatră, reprezentau adesea elemente decorative complicate. Aceste clădiri sunt situate într-o zonă a sitului cunoscută în prezent sub numele de Chichen Viejo sau Vechiul Chichen, la sud de piața centrală. Numele sitului, Chichen Itza, ne spune multe despre istoria fondării sitului. Este preluat de la expresia maiașă care înseamnă la gura fântânii Itza. Fântâna la care se face referire numele sitului este cenota Ixtoloc, una dintre multele doline pline de apă conectate la o serie de râuri subterane care au devenit surse de apă pentru civilizațiile care s-au stabilit aici. Sursele de apă l-au permis maiașilor să supraviețuiască și să se dezvolte în zonă și ca atare ei credeau că apa are proprietăți sacre, semnificative din punct de vedere spiritual. Înainte de sosirea lor aici, dovezile din cărțile lui Chilam Balam sugerează că situl inițial avea un nume total diferit care se aduce aproximativ ca Uuk Wambal, Uak Hangbal sau Uak Abnal. Cine erau de fapt vrăjitorii apelor?
Fondatorii din Cighenița au devenit cunoscuți sub numele de vrăjitorii apelor datorită legăturilor cu fântânile sacre din zonă. Numele lor, Itza, poate fi tradus în două cuvinte. Itz, ceea ce înseamnă magie, și A, care înseamnă apă, însemnând astfel magicien ai apei. Deoarece zona era în mare parte uscată și stearpă, abilitatea de a recupera aparent apa din pământ fără o sursă vizibilă părea magică pentru oamenii din vechime, de unde și evoluția numelui lor. Aceștia făceau frecvent sacrificii umane în fântână sau aruncau bunuri lumești pentru a se închina lui Chak, zeul maiaș al ploii. Dovezile arheologice au scos la iveală bunuri de lux pe care oamenii le depuneau, care includeau ceramică, aur și obiecte din jad prețios alături de rămășițe umane. Legendele locale afirmă că vrăjitorii apelor ar fi învățat tot ceea ce știu de la zeii lor care au coborât din cer. Aceștia le-ar fi arătat concret cum să folosească apa și au învățat cum să construiască templele care rezistă și astăzi drept mărturia unor vremuri incredibile. Dovezile arheologice sugerează că Chichen Itza a fost invadat de străini în secolul al X-lea după Hristos, deși identitatea lor exactă rămâne neclară. Este posibil să fi fost alți Itza maiași influențați de tolteci din centrul Mexicului sau poate chiar toltecii. Orașul a ajuns la apogeul supremației sale între secolele al X-lea și al XIII-lea, pe măsură ce acești noi coloniști au pus stăpânire pe el. În timpul domniei lor au fost construite multe dintre cele mai mari monumente ale sitului, inclusiv faimosul templu piramidal din trepte El Castillo. Cu toate acestea, atunci când orașul a fost descoperit de spanioli în secolul al XIV-lea, orașul fusese în mod clar abandonat. De la descoperirea sa de către exploratori în secolul XIX, Chichen Itza a rămas un loc de mare importanță arheologică și un loc turistic popular unde vizitatori din întreaga lume se pot minuna de popoarele antice care au prosperat aici. Lumea își amintește filmul lui Steven Spielberg din 1981, Indiana Jones și călătoriile Arcei Perdute. În scena de început, o piatră sferică gigantică pică peste Indiana Jones, imagine care trimite la arsenalul povestilor SF, atât de gustate de public în anii 70-80. Culmea este că puțini știau la acea vreme despre existența cu adevărat a unor sfere uriașe din piatră, care poate i-au inspirat și pe producătorii filmului. Căci într-adevăr în Costa Rica au fost descoperite asemenea sfere sau bile, sau las bolas, cum le spun cei din partea locului, de fapt sculpturi în piatră vestigi din perioada istmo-columbiană, adăugate în 2014 pe lista UNESCO. Sferele din piatră au fost găsite în 1939 de niște angajați ai unei companii care curățau terenul pentru o plantație de banane. Atunci nu mirarea a fost foarte mare cât curiozitatea, neînțelegând adevărata valoare arheologică și crezând că în interiorul sferelor de piatră există aur, visul oricărui muncitor cu ziua, multe dintre acestea au fost aruncate în aer cu dinamita. Dezamăgirea a fost uriașă, era doar piatră și atât. Altele s-au deteriorat în timpul transportului. Azi, conform datelor furnizate de profesorul John Hobbs, în Costa Rica există 300 de sfere de piatră. Cea mai mare este în greutate de 16 tone, măsurând 2,5 metri, iar cea mai mică nu depășește mărimea unei mici de basket. Cel mai mare mister este legat de utilitatea lor, la ce foloseau. Nu există cuvinte sau semne gravate pe ele, dar nici documente scrise despre existența lor. Asta din pricina faptului că civilizația celor care le-au creat a dispărut la câțiva ani după cucerirea spaniolă. Partea și mai curioasă este faptul că nici măcar povești, mituri sau legende despre ele nu există, așa că experții cred că este vorba de sculpturi simbolice sau de o influență a extrateriștilor, o teorie care, din păcate, nu își are niciun fel de resort în lumea reală.